Avem acum declarația momentului. Premierul Marcel Ciolacu vorbește pentru prima oară despre procesul intentat României de compania Pfizer în legătură cu dozele de vaccin în valoare de peste jumătate de miliard de euro. Iată ce spune premierul și comentăm imediat cu invitații. Sunt multe legate de vaccinuri. În sfârșit, aflăm și adevărul. S-a întâmplat și cât au costat aceste vaccinuri și deci aș vrea să aud și eu explicațiile de ce am cumpărat vaccinuri de asemenea sume. O să vedem. E un proces. Să angajăm avocați. Stau cu Ministrul Sănătății de vorbă, Ministrul Finanțelor. Nu e nici primul, nici un ultimul proces. Cu adevărat. Nu a avut nicio treabă Partidul Social Democrat nici cu vaccinurile, nici cu măștile neconforme care și acum sunt prin depozite și pot fi filmate, nici cu utilaje cumpărate pentru a defecte, pentru a face măști neconforme. Sunt, spunea Curtea de Conturi, fără vaccinuri, sunt încă aproape 176 de milioane de euro cheltuiți, în timp ce noi stăteam cu toții, și eu și dumneavoastră, stăteam în casă. Unii speculau acel moment ca să se îmbogățească. Eu sunt ferm convins că justiția își va face dreptate până la capăt și vom afla ceea ce e cel mai important. Întreg adevărul ce s-a întâmplat în acea perioadă. Pfizer și BioNTech au anunțat recent că au inițiat proceduri oficiale împotriva României pentru a o determina să-și respecte angajamentele asumate pentru comenzile de vaccinuri făcute de guvern ca parte a contractului de aprovizionare a Uniunii Europene semnat în mai 2021. Țara noastră ar mai trebui să comande și să primească 28 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer. Părea destul de relaxat, nu, domnule Cojocaru, premierul Ciolacu? Ne angajăm avocați, nu e nici primul proces, nici ultimul. Eu și cum rămâne că... cu banii? Cum păi rămâne da, este cu un contract comercial care poate fi renegociat? Este un contract comercial și vă spun că România va pierde acest proces, chiar dacă îl face, iar România va trebui să plătească. Acum, adică noi, românii? Până la urmă tot, noi românii plătim tot, că la noi vine factura, dar sunt curios dacă cei care au semnat, au luat aceste decizii, vor fi și ei analizați de autoritățile competente, să crească un pic și responsabilitatea decizională în cadrul ministerelor abilitate. Pentru că ei întotdeauna iau decizii pe banii noștri. Și sunt, dacă suntem unde suntem acum sau fermierii sunt acum unde sunt, sunt în urma deciziilor luate cu 5 ani în urmă, 10 ani sau chiar cu câteva luni în urmă. E o problemă a noastră că nu avem responsabilitatea deciziilor. Avem și acele anchete demarate deja în legătură cu achiziția de vaccinuri, avem niște miniștri care au făcut coadă la DNA, un tun de 1 miliard de euro reclamă procurorii anticorupție. Da, eu vă spun că și în acea perioadă s-au luat multe decizii și pe Heirup, dar cred că multe au fost și cu rea intenție, pentru că am considerat că sunt comisii de specialiști când iau decizii privind o pandemie sau o epidemie. Dar am observat că multe decizii erau chiar ilogice medical în acea perioadă. Da, toți se ascundeau în spatele faptului că nu existau informații, că încă nu se știa ce e cu virusul. Totuși... Și au făcut un heirup să ne salveze, așa ne-au spus la momentul respectiv. Deciziile apoi au fost am văzut luate... că alte țări au reușit să renunțe la vaccinurile de care n-aveau pentru nevoie. Pentru că în acele comisii erau și oameni de specialitate. La noi deciziile s-au luat mai mult administrativ, fără să țină cont de specializarea oamenilor sau n-au întrebat oameni de specialitate, medici cu experiență în epidemii și așa mai departe. Plus că fiind un agent patogen instabil genetic, aceste vaccinuri trebuiau updatate, să spun așa, lunar. Când noi am făcut comenzi de milioane, 80 de milioane, cred că, de doze, pe o perioadă foarte lungă de timp, fără să ține cont că acel virus putea să suporte mutații și ați observat că așa a fost. El s-a avut mutații până la genul Omicron, care, de fapt, a devenit la un echilibru între organismul uman și virus. Și dozele, depozitele sunt pline de vaccinuri care au expirat și multe alte controverse. Cu siguranță vom mai vorbi despre asta și la